ce punem în locul managementului cultural dacă el, dacă el și-a consumat energia, formula, că noi ne chinuim aici, noi abia ne definim. Da. Eu cred că trebuie să, să repunem la locul lui în mod echilibrat conținutul cultural. Adică astăzi, Svetlana, îți mărturisesc, să, sunt mai puțin sensibilă la dacă, dacă acum 20 de ani, într-adevăr, într-o Românie care ieșea din, sau într-o țară, în țările de Est, care ieșeau dintr-o, cum să spun, dintr-o traumă profundă și în care nicio acțiune nu era liberă, nicio capacitate de a acționa nu era, asta nu înseamnă că eu desfințez necesitatea de management, de logistică, de organizare. Nu. Dar haide să o repunem la locul ei și haide, în loc să fim obsedați de organizare, haide să fim obsedați de calitatea conținuturilor. Noi nu ne mai preocupăm de calitatea conținuturilor și revin și la povestea noastră cu, cu proiectele europene. Căutăm parteneri, dar cum îi căutăm? Ce reprezintă? Tu nu poți căuta partenerii în, în vid. A, ești din Albania? Bun, hai, ești din... Bun, Albania nu e un... Ești în Germania? Perfect, ești partenerul meu. Dar eu nu te cunosc, habar n-am ce calitate, ce... Atunci, și atunci, dintr-o dată, noi am început să dăm, să birocratizăm, să, să administrăm, să, să manageriem, dar nu mai știm, de fapt, ce... Să dau, iarăși, un exemplu minor, o să vi se pară, dar e important să spun asta, pentru că asta arată încă o dată o extremă. Eu am fost invitată, mă rog, să intervin vara asta undeva la undeva într-o, într-o școală de management, de management care este organizată, nu vreau să dau nume și așa mai departe, nu vreau să compromit pe nimeni, pentru că ce face e valabil și așa. Dar am dat seama că absolut toate conținuturile aceia ce erau acolo erau complet, cum să spun eu, nimic nu era prioritizat, tot era o adunătură de lucruri înșirate, care până la urmă, ele erau înșirate pentru că aveau etichete, erau înșirate pentru că organizarea lor e bună, erau înșirate pentru că știu să organizeze lucrul ăsta, dar de fapt conținutul lor era fără niciun fel de sustenabilitate intelectuală, creativă și așa. Și noi suntem în acest loc îngrijorător, într-un loc în care se fac proiecte, dar până la urmă mai știu ce se fac. Pe de altă parte, alte proiecte care au conținut se pierd, n-au resurse, nu știu cum. Și atunci, eu cred că trebuie să repunem conținuturile, dar când spun conținuturile, adică conținuturile cu adevărat relevante, să le dăm spațiu și să reechilibrăm această cum să zic eu, tocmai e culmea că o spun eu, dar repet, dacă în anii 90 era o prioritate să începem să învățăm, să organizăm liber, astăzi ce este o prioritate este să începem să învățăm că fără conținuturi degeaba organizăm lucrurile. Poate de aici și povestea independenților care, nefiind într-un sistem, sunt obligați aproape și motivați și de-aia fac lucrurile ca să creeze un conținut anume, nu ca să creeze o formalitate sau un vehicol, pretext. Dar până și independenții au ajuns în momentul de față să depindă atât de mult de formalități, birocrație, sistem constrângător, că la un moment dat dai mai multă importanță, noi am început să facem o problemă din formă, în loc să știm că singurul lucru care hrănește e fondul, nu? Acum, nu știu câți ani, când Voicu Rădescu a descoperit-o pe Ada Mila, marele lui talent și, cum se spune, excepțional lui geniu în a găsi talente și câți n-au fost lansați pe scena de la Green Hours. De ce? Pentru că Voicu, care este un pic deficitar managerial, e o persoană cu un talent de a identifica conținutul excepțional. Da? Și atunci, cum faci ca acestui tip de talent să-l repui la locul lui și să îi dai mijloacele să pornească aceste motoare care sunt singurele care până la urmă contează? Translatând asta, ducând spre Europa, ne-am intersectat concret să muncim în cadrul proiectului Capitală Culturală Europeană și, în fine, noi am avut poveștile interne aici.
Aici ne era părea câmpul de bătălie, că așa e la noi. Un asemenea proiect la nivel european, care durează de mulți ani, care și-a consumat și el flacăra, exact, care a ajuns la un grad de deziluzionare. Crezi că mai este valabil? Crezi că asemenea proiect? De fapt, s-a și dovedit că multe orașe care au fost alese, lucrurile nu au condus, mai ales în cele mici, la ceea ce se considera. N-au condus pentru că, în continuare, și aceste proiecte au avut, au trăit, din păcate, în acest dezechilibru între administrație și creativitate. Adică acolo unde un asemenea proiect nu întâlnea o autoritate publică luminată, capabilă, un administrator luminat și care cu adevărat să dorească să întrețină conținutul și să ceară conținuturi și să funcționeze nu de dragul funcționării, ci de dragul dezvoltării intelectuale și creative a locului respectiv, acolo unde nu s-a întâmplat asta, firește că a fost un eșec, pentru că, din nou, administrația a mâncat substanța creativă și culturală. Asta este. Și asta este ceea ce se întâmplă și în instituțiile noastre mainstream în momentul de față. Faptul că administrația înghite creativitatea. E un fapt, este o constatare foarte, foarte, foarte problematică.